Vinerea, sâmbăta și duminica sunt zilele de închinare ale celor trei mari religii, islam, iudaism și creștinism. Iar alături de ziua de închinare a mai fost adăugată încă una pentru a asigura cele două zile libere, fără muncă, la final de săptămână. Anul 2022 vine cu o schimbare majoră în lumea arabă. Emiratele Arabe Unite renunță la weekendul de vineri, sâmbătă, și își mută zilele nelucrătoare, sâmbăta și duminica. Ziua de vineri este păstrată în continuare ca zi de închinare, dar până la prânz au loc activități ca în orice altă zi de lucru. O primă opinie despre acest subiect este strict legată de aspectele economice ale acestei decizii. Dar să mai fie și o a doua opinie? Oare mai poate aduce și altceva această mare aliniere? Urmărim un clip video pus la dispoziție de Opinia Production și apoi comentăm subiectul acesta împreună cu invitații mei din platou. Rămâneți alături de noi! Că musulmanii se opresc din iureșul săptămânal pentru închinare în ziua de vineri, că evreii o fac sâmbăta, iar creștinii duminica, nu este un mister pentru nimeni. Chestiunea în sine oricum nu poate fi pusă în relație cu capacitatea redusă a bunului și marelui Dumnezeu de a se concentra concomitent asupra mulțimii rugăciunilor lor, în caz că ar merge cu toții într-o singură zi să-și exprime devoțiunea. Și este determinată de explicații diferite. Musulmanii cred că ziua 6-a săptămânii, vineri, a fost cadoul special oferit de Dumnezeu prin profetul Mahomet pentru ei. Coranul invocă sacralitatea acesteia în capitolul numit Al-Jumah, numind-o ziua congregației. În unele părți ale lumii este de mult o normalitate să vezi imami recitând frumoase rugăciuni acompaniați de credincioși în sfântă reverență. Evreii comemorează și ei, dar ziua 7, sâmbăta, sabatul, ca amintirea faptului că Dumnezeu, care a adus la existență lumea în 6 zile, între a 7-a s-a odihnit de lucrarea sa și a ales să o petreacă părintește și în scop pedagogic cu primii doi oameni, Adam și Eva. Duminica, ziua întâia din săptămână, este tratată ca zi sfântă de către majoritatea covârșitoare a creștinilor, deoarece Iisus Hristos a înviat în această zi. Ca atare, catolicii, la câteva sute de ani distanță după Hristos, au decis să consacre această zi în cinstea învierii sale, să facă rugăciuni, să citească Sfânta Biblie și să dedice Duminica lui Dumnezeu în programul lor încărcat. Într-un sens, este bine că celelalte religii n-au ocupat și alte zile ale săptămânii. Oricare ar fi însă orientarea religioasă a unei țări, pe lângă ziua oficială de închinare, fiecare se bonifică cu încă una, făcând astfel ca săptămânii de lucru să-i mai rămână efectiv doar 5 din 7 zile. Conform regulii și datorită bonificației, în majoritatea țărilor musulmane, weekendul era alcătuit până acum ceva timp din obligatoria vineri, plus o extensie aleasă, în cazul lor, sâmbăta. Numai că mai nou, Emiratele Arabe Unite, cunoscuta Federație Musulmană ce grupează numai puțin de 7 emirate, a decis să efectueze o schimbare fără precedent. Să mute weekendul din vineri-sâmbătă într-unul supraextins de 2 zile și jumătate, adică a doua jumătate a zilei de vineri, toată sâmbăta și, surpriză, întreaga duminică. Ceea ce era de neimaginat până de ună zi, în termeni pe care unii îi numesc profetici. De ce și-ar dori lumea musulmană această schimbare? Explicația oficială pentru weekendul prelungit este, conform Agel Press, legată de eforturile Guvernului Emiratelor de a ameliora echilibrul între muncă și viața personală. Însă cuvântul de ordine pare a fi altul, anume o mare aliniere.
În ciuda faptului că rugăciunile din moschei vor continua în fiecare vineri doar după orele 13:30, decizia a apărut necesară pentru că astfel federația va putea să-și alinieze mai bine economia la piețele globale, să-și alinieze tranzacțiile financiare cu restul lumii și, în general, să se alinieze majorității țărilor din lumea non-arabă. Săptămâna de lucru în noul format este ca și implementată. Va deveni obligatorie pentru sectorul public, începând cu prima zi a lunii ianuarie 2022. Vântul schimbărilor și dorința alinierii se resimțise oricum puternic în zonă în ultima vreme. Emiratele Arabe Unite au permis, de exemplu, cuplurilor necăsătorite să conviețuiască. Au slăbit restricțiile lor privind alcoolul. Au incriminat crimele de onoare. Au lărgit paleta unor drepturi pentru femei. Au aplatizat caracterul contondent al relațiilor cu adversarii tradiționali precum Israelul. Iar toleranța a mers până la a permite construcția unui centru interecumenic în Abu Dhabi, denumit Casa Familiei Avraamice, în care partenerii principali sunt, pe lângă verii evrei, păzitori ai zilei sâmbetei, și prietenosul Papa Francisc, lider de facto al creștinilor de duminică. Iar pentru că vântul schimbărilor nu bate chiar la întâmplare, rămâne de văzut dacă lumea arabă nu va ajunge într-o bună zi să mute cu totul rugăciunile din ziua de vineri în ziua de duminică. Pentru că, așa cum ar spune un proverb englezesc, ultimul pai e cel ce poate rupe spinarea cămilor. Mulțumim Opinia Production pentru acest clip și le spun bun venit în platou invitațiilor mei de astăzi, pastorul Adrian Zaharia și invitatul nostru special, pastorul Cristian Voicu. Bun venit! Bun regăsit! Iată un subiect interesant, un subiect care ar putea să nască ceea ce eu nu sunt adeptă și am spus de multe ori în cadrul emisiunii multe teorii ale conspirației, dar nu putem să trecem totuși cu vederea și implicațiile care sunt dincolo de aspectele economice ale acestei decizii. Vorbim doar de o zi de odihnă în plus sau e ceva mai mult aici? Bine, admit că nu ne plac și nu promovăm conspirațiile. Ceva fum e numai acolo unde e pus ceva foc. E destul de complicat să anticipez, mai ales că dacă este să vorbim din punct de vedere profetic, ziua de închinare va puncta un lucru foarte important pentru oamenii acestei planete într-o anumită zi. Ar trebui deja să marcheze, dar niște lucruri sunt trasate cu mult mai multă forță în viitor. Acum, când vorbim de lumii actuale, compusă din oameni așa cum suntem noi, atât de puțin interesați de subiectul acesta și cu atât mai puțin interesați de zile, de odihnă și de lucruri de genul acesta, subiectul pare un pic desuet. Vine dintr-o perioadă în care niște religioși, ușor primitivi, de o manieră mecanică și de foarte multe ori neînțeleasă nici măcar de către ei înșiși, aplicau niște reguli trasate de o divinitate de asemenea neînțeleasă, care, iată, totuși exprimă un curios interes pentru o zi de odihnă. Acum, faptul că la marile religii fiecare au câte o anumită zi și fiecare dintre ele apreciază că aceea este ziua pe care Dumnezeu le-a trasat-o, aici noi avem o problemă legată de asemenea de felul în care noi înțelegem scripturile și revelația și modul cum Dumnezeu a vorbit. Dacă ar fi să discutăm despre ceea ce spune Sfânta Scriptură, în acord cu poruncile lui Dumnezeu, vorbesc despre cele 10 porunci, pentru că în Scriptură sunt mai multe calupuri de porunci. Vorbim o dată de poruncile morale, vorbim o dată de poruncile ceremoniale, vorbim o dată de poruncile sanitare și așa mai departe, sunt calupuri întregi. Fix în inima setului de porunci morale, decalogul, vorbim despre porunca lui Dumnezeu trasată oamenilor de a păzi ziua a șaptea, adică sâmbăta. Ceea ce verii evrei ai arabilor o fac dintotdeauna și o vor face întotdeauna. Acum,
De ce pentru niște oameni moderni ca noi mai este importantă chestiunea aceasta sau nu mai este? Este importantă. Contează în ce zi te odihnești doar prin faptul că te raportezi sau nu te raportezi la cel care a dat, a pus în mișcare acest cod de legi. Și acela este Dumnezeu. Dar e mai mult decât odihnă. Este și componenta închinării. Cum vedeți lucrul acesta? Că poate nu contează că mă odihnesc lunea sau că mă odihnesc marțea după amiază, dar contează când mă închin. Dacă ar fi să facem o comparație între zile, cea mai în defavoare este ziua de duminică, pentru că ea nu este chiar o zi sfințită. Oamenii merg la biserică, dar fac și cumpărături, fac și treabă. Deci duminica are un minus, este puțin în defavoarea celor alte zile, cum este sâmbăta și vinerea. Deci evreii sâmbăta, mă refer la faptul că evreii sâmbăta chiar o respectă și țin, e adevărat, și de tradiție, dar sunt foarte multe elemente în care ei se raportează foarte strict la porunca care este dată în decalog. La fel și arabii țin foarte mult la ziua lor de odihnă, la vineri, și au câteva lucruri, de exemplu rugăciunea, ei se roagă de 5 ori pe zi și indiferent ce fac, unde sunt, el se roagă, el are timpul acela când își pune preșulețul și se roagă. Aici creștinismul tradițional sau comun lasă de dorit din acest punct de vedere. Eu sunt adeptul sâmbetei. Nu că m-aș lua după evrei, ci mă iau după Scriptură. Și Biblia este foarte clară, remarcabilă. Deci nu există loc unde să te întorci. Vedeți, e Biserica Adventistă din care facem parte. Biserică mică, până la urmă, față de toate celelalte biserici. Totuși, la capitolul acesta, porunci ziua de odihnă, când este vorba să discutăm apologetic, teologic, pe baza Bibliei, nu prea au ce să spună. Știți că în anul 2000, Papa Ioan Paul al II-lea a scos o enciclică, e tipărită, eu m-am dus și am cumpărat-o de la o librărie catolică, în care se prezintă sfințirea, comemorarea, sărbătorirea zilei de odihnă. Broșurica cred că are vreo 20 de pagini, 10 pagini de jumătate din această broșură, Papa Ioan Paul al II-lea povestește, spune că de fapt ziua de odihnă este sâmbăta, după Biblie nu există niciun dubiu că Dumnezeu a dat această zi. Imediat când trece în partea următoare, în a 11-a pagină și următoarele pagini, spune că de fapt biserica a schimbat și că are autoritate și așa mai departe. Știm toată procesiunea și modul de explicație. Am rămas uimit. Pentru că explicațiile pe care le dă Papa în primele 10 pagini sunt excepționale, biblice, cu un suport clar, în care însăși pontiful spune că nu există tăgadă, că asta e ziua dată de Dumnezeu, ceea ce eu ca adventist susțin și evreii la fel, dar să zic că evreii țin și de ideea de Sinai, că a dat Moise, că a venit de pe munte și așa mai departe. Eu ca adventist însă spun că Biblia îmi prezintă sabatul încă de la creațiune și mă bazez pe această argumentare pe care și Papa o prezintă. Dar după aceea spune că biserica a avut autoritate să schimbe. Și surprinzător este în silogism, mai târziu biserica spune că are autoritate pentru că a schimbat ziua și că toată creștinătatea ascultă, adică serbează această zi. Ați întrebat dacă este important. Da, este important ce zi serbez. Pentru că în raport cu serbarea zilei, eu respect o anumită autoritate. Spun cine este șeful. Vedeți, ei, musulmanii, țin de vineri, pentru că Dumnezeu le-a vorbit prin Mahomed și ei spun asta este, dar și ei se agață de un om, de un profet. Până la urmă și evreii se agață de Moise, creștinii se agață de un om, de catolicii și de papa. Rămâne o grupare care ține de cuvântul lui Dumnezeu și de ce a spus Dumnezeu. Acest lucru mi se pare foarte important. Pentru că prin ceea ce fac eu demonstrez pe cine respect și ascult. Eu mai dau încă un exemplu, porunca a doua din lege, care spune să nu-ți faci idol.
Pentru că porunca a doua este legată de prima, să n-ai alți dumnezei. Adică Dumnezeu îmi spune, uite, eu am o gelozie, am și o pretenție. Să nu pui alții în comparație cu mine. Eu sunt unicul, eu sunt creator, eu sunt mântuitor. Modul în care mă raportez la acest Dumnezeu, prin ce îmi spune să fac, este important. Pentru că așa vrea Dumnezeu. Și atunci cred din toată inima, pentru mine, și predic acest lucru cu explicațiile de rigoare, că ziua de închinare are o importanță. Este un timp. Și e timp, nu vorba de bani. Banul l-ai dat din buzunar în 5 minute. Timpul acesta alocat închinării este foarte deosebit și Dumnezeu chiar dorește ca să te întâlnești cu El în acea zi. Prin prisma celui care a trasat această... Exact. Pentru că putea să fie oricare. Ați amintit de câteva ori în clip și mă leg de acest termen, l-am folosit și în titlul emisiunii noastre, de oarecare aliniere. De ce ar fi arabii de acord cu această aliniere când ei oricum blamează multe din... Pentru mine este un mister. Din ceea ce se întâmplă în Occident și din ceea ce aduce vestul. Exact. Ori Occidentul care este văzut ca fieful păgânismului. Exact. Iar acum, iată, ei se aliniază de bunăvoie. Dincolo de faptul nu că, iată... Este de bunăvoie. Dar ei câștigă totuși ceva. Dacă ne referim la omul de rând care câștigă o zi în plus sau o jumătate de zi în plus liberă. Nu aceasta este... aparent... în termeni economici ar fi chestiunea legată de facilitarea comerțului și turismului, pentru că ei sunt ce sunt, din punctul ăsta de vedere sunt probabil numărul unu în lume și nu poți să impui turiștilor să intre în canoanele tale religioase. Însă această chestiune este o coborâre de ștachetă, aproape nepermisă din punct de vedere al Coranului, pentru că aceste permutări, joaca cu lucrurile sfinte, poate fi periclitantă pentru siguranța emoțională a religiei, practicanților acelei religii. În fine, acum, eu nu privesc la fanaticul și la bigotul care, fără să înțeleagă lucrurile, e gata să moară pentru o chestiune. Au fost oameni care au mers pe linia aceasta. Au fost oameni care și-au adus contribuția la focurile Inchiziției, de exemplu, crezând că fac un serviciu lui Dumnezeu. Nu. Eu fac apologia omului care înțelege Scriptura de o manieră sănătoasă, corectă, echilibrată și care agrează să nu se abată de la cuvântul lui Dumnezeu nici la stânga, nici la dreapta, chiar și în chestiunile care aparent par a fi mici, cum este chestiunea aceasta, ce zi de odihnă este ziua pe care o preferi. Nu e de preferat. Adică, scuzați-mă, dacă o navetă spațială caută să ajungă pe lună, o deviere numai de un singur grad nu mai duce pe lună. Adică nu ține de bigotism, nici de îngustime a celor care vin a ena oară să spună: citiți în Biblie și vedeți că ziua de odihnă este sâmbăta. Nu ține de asta. Ține de originatorul acestei porunci, care este Dumnezeu și care a dat ordinul acesta de la creațiune, tocmai ca un remember, ca o reamintire a creațiunii. Și atunci de ce chiar și rândul creștinilor, oamenii, iată, nu se pun de acord? Eu prezentam la început și spuneam că duminica este ziua de închinare preferată de creștinism, dar chiar și în rândul creștinilor? Eu sunt sigur că un baptist curat la suflet și cinstit, atunci când, de exemplu, pune mâna pe Scriptură și deschide în epistola Apostolului Pavel către romani, ca să sugereze că legea nu mai este valabilă, el nu face referință la faptul că noi astăzi putem să furăm, să ucidem, să curvim, să nu știu ce. El doar vrea să extragă de acolo porunca sabatului, care nu-i convine. Nu-i convine pentru că este punctul în care el încă nu și-a reglat ascultarea, socotelile cu Biblia. Din nefericire, sunt oameni minunați acolo. Numai că acest lucru trebuie adaptat, trebuie adus la zi, trebuie citit mai atent în Scriptură. Eu nu păzesc sâmbăta ca și colegul pentru că vreau să fiu mântuit sau pentru că sunt legalist sau pentru că îmi imaginez că prin asta îl determin pe Dumnezeu să-mi arate mai multă bunăvoință. Eu fac lucrul acesta pentru că deja sunt într-o relație mântuitoare cu Iisus Hristos, cu Dumnezeu și îmi convine să știu că sunt în coordonatele dorite de El.
Apropo de ceea ce spuneați mai devreme, schimbarea aceasta a zilei de închinare de la sâmbătă la duminică este recunoscută, acceptată de Biserica Catolică și este foarte târzie. Am căutat și am găsit special canonul 29 din Conciliul de la Laodicea în anul 343. Am găsit, deși sunt mai multe date, nu sunt foarte sigură asupra acestui an, în orice caz secolul 4, unde se scrie așa: nu se cuvine creștinilor să urmeze obiceiuri iudaice și sâmbăta să o petreacă în repaus, ci să lucreze în ziua aceasta, duminica, însă cistind-o cu deosebire și de le-ar fi cu putință să o petreacă în odihnă ca și creștinii, iar de s-ar gândi că sunt iudaiști, să fie anatema de la Hristos. Deci lucrurile sunt foarte clare. Târziu, duminica a ajuns să fie impusă ca zi de închinare. Sabatul este cel care a fost păzit în special de primii creștini și a continuat să fie păzit și respectat de o minoritate dintre creștini, e drept, de-a lungul timpului. Da, dar de ce o fac musulmanii? Adică aici este marea taină. Și de ce musulmanii se îndreaptă spre duminică? La de ce musulmanii agrează să se deplaseze de la reperul lor? Adică cu toții vorbim despre o taină a nelegiuirii, dacă putem să spunem în termenii aceștia, despre care vorbește Apostolul Pavel în Noul Testament, în Timotei, când spune, Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință, agrei niște anumite învățături. De ce ar face treaba aceasta? Pentru că este ceva probabil dincolo de voința asumată a conducătorilor. Iar noi trebuie să ducem, să aducem lucrul acesta la un nivel personal, al înțelegerii proprii, pentru că dacă astăzi lumea arabă, care este un bastion al rigorii, și-a permis să facă această deplasare, cu siguranță că și lumea noastră occidentală și echipurile unde valorile democratice zburdă vesele, mâine, poimine, te trezești că îți sugerează, da, sugeratul ăsta este, îți impus, cum se impun multe lucruri în ultima vreme, îți impun o astfel de chestiune. Atunci, care este poziția ta? Care este reperul la care te raportezi? Da? Adică, Dumnezeu sau oamenii? Guvernele sau maestatea cerului? Vedeți o componentă profetică aici? Să știți că nu mai avem decât 2 minute din emisiune. Acum, așa concret pentru momentul acesta, probabil că nu este chiar o problemă profetică, de aia merge spre o împlinire profetică. Adică spre ce? Și vreau și eu să continui explicația, modul în care văd eu lucrurile. Vedeți că noi trăim la ora actuală într-un Babilon spiritual. Biblia vorbește despre o biserică numită Babilon. Apocalipsa vorbește foarte mult. Acest Babilon care este foarte frumos, el e arătos. Dacă citim în Apocalipsa 18, vom vedea că el este bogat, cu bijuterii, cu haine frumoase, parfumuri, mirodenii. Deci nu e chiar așa un oricum. Te duci parcă ați descrie imaginile care sunt în fundalul dumneavoastră acum. Da, exact aceeași idee. Deci eu mă idee. Gândesc că Babilonul ăsta, uite, te duci la mall și e plăcut mall-ul. Ai și restaurant, te duci și ai și o hăinuță, au și cinematograf, ai de toate. Ăsta e Babilonul. Este un panteon în care fiecare se poate închina cum vrea. Ai libertate. Asta e democrația. Dar el te prinde în acest panteon, el are o ușă, intri acolo și te simți foarte bine. Tu alegi. Vedeți că ideea cu lumea arabă, în videoclip s-a scos în evidență câteva lucruri. Nu este numai problema acestei mutări, ei au mai făcut și alte mutări. Au dat drepturi femeilor, wow! În lumea arabă, femeile să aibă drepturi. Auziți, au acceptat căsătoria doar așa, de aparență, deci concubinajul. Auzi, au dat voie la alcool aceste lucruri. De ce? Pentru că acest Babilon, acest Occident, se extinde. Este extraordinar de plăcut. Ai haine frumoase, poți să mănânci, te distrezi, te plimbi. Ce vedeți profetic aici? Haideți să profetic văd că diavolul foarte bine mascat ne încântă pe toți, numai pe arabi. Și pe mine ca adventist mă poate încânta. Cu lucruri foarte frumoase, plăcute. Ca eu să-mi schimb identitatea. Să nu mai fiu eu.
și să fac parte din această grămadă de oameni fericiți. Și El îmi prezintă înaintea mea o fericire, dar care este o fericire dată de cine? Țineți minte ce a zis diavolul lui Iisus în ultima ispitire? Dacă te închin mie, îți voi da ție tot aici. O fericire fără lege. Fără lege, fără ascultare de Dumnezeu. Fără disciplină. Iar dacă e să mergem pe ideea care se prezintă, că ei au făcut acolo o incintă, nu? Au construit acolo, cum spune acolo, mi-am notat, casa familiei avraamice, un centru interecumenic. Wow! Auzi ce denumire, casa familiei avraamice. Asta ce înseamnă? Că toți urmașii lui Avraam, ăștia sunt și creștini, și evrei, și musulmani. Bă, uite, ne-am înfrățit, ce e rău în asta? Dar această casă unește pe cine? Oamenii care fac legi umane împotriva legii lui Dumnezeu. Și atunci, pentru bunăstarea aceasta pământească, pentru turism, pentru lumea financiară, pentru unele prietenii, că trebuie să fii prieten, să așa, faci niște compromisuri. Compromisuri care pot să fie egale cu ceea ce s-a întâmplat în Câmpia Dura. Uite, dacă nu vă închinați, noi cântăm frumos, dar trei au stat în picioare, pentru că noi nu ne putem închina decât cum spune Dumnezeu. Aici este de fapt marea problemă. Faptul că ei fac treaba aceasta, fac arabii, pentru că problema lor poate că nu este atât de serioasă, dar ne poate duce cu preșul cel ascuns după cortină pe fiecare dintre noi. O concluzie, vă rog. În circulație, o chestiune care întotdeauna este penală este să deteriorezi indicatoarele de circulație. Pentru că într-o intersecție unde era stop și cineva a scos de acolo stopul, semnul acela, mașina care nu vede stopul poate produce oricând o avarie, un accident, o chestie mortală. Ar fi foarte important de văzut dacă nu cumva această joacă cu semnele nu cumva are repercusiuni mai importante decât alocăm în mod obișnuit. Pentru că în ciuda faptului că marea majoritate poate merge într-o direcție, marea majoritate poate greși. În ciuda faptului că toată lumea poate susține un lucru eronat, acel lucru nu-l validează. Și din punctul ăsta de vedere, eu cred că ar trebui să luăm decizii pe baza ceea ce este corect scripturistic și nu pe baza unor contexte favorizante de o direcție politică, de o direcție economică sau orice altceva. E mai important, e mai de dorit. Și opinia biblică are ultimul cuvânt. Aha, absolut. Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și vă aștept cu drag și în alte ocazii. Așadar, indiferent de legile pământești, indiferent de ceea ce se schimbă la nivel de legislație și obiceiuri lumești, porunca biblică este aceeași. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. 6 zile să lucrezi, dar ziua 7-a este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea. Ne putem odihni de muncă oricând dorim noi, în orice zi a săptămânii. Putem și să nu ne odihnim deloc sau să nu muncim deloc. Dar când e vorba de ziua de închinare, nu e loc de negociat. Chiar dacă nu e cea mai populară, opinia biblică e clară. De fapt, nu e doar o opinie, ci sunt chiar cuvintele lui Dumnezeu. Citez din cartea profetului Ezechia, capitolul 20. Le-am dat sabatele mele ca să fie un semn între mine și ei, pentru ca să știe că eu sunt Domnul care îi sfințesc.